Stimați reprezentanți ai presiei, bună ziua! Pornind cu 27 iunie până la 4 august curent, Banca Națională a Republicii Moldova a petrecut niște consultări publice cu cetățenii Republicii Moldova privind conceptul designului monedelor de 1 și 2 lei. Din start vreau să menționez participarea activă a cetățenilor la aceste consultări și în deosebi a reprezentanților din raionul Iedineț, Drochia, Chișinău și alte raioane. Vreau să zic că la aceste consultări s-au înregistrat circa 33 de participanți care ne-au prezentat peste 80 de concepții pentru ambele monede. Propunerile care au parvenit la participanți la aceste consultări publice sunt diferite, foarte originale și pe diferite teme, tematici, cum ar fi personalități, monumente istorice, tradiții populare, flora și fauna Republicii, precum și cultura și arta. Sigur că ofertele făcute au fost foarte minuțios studiate de către o comisie care a fost creată în cadrul Băncii Naționale, cu concursul angajaților Băncii Naționale și a experților străini, specialiști în domeniu, care, după o muncă de câteva ore, examinând fiecare ofertă în parte, am identificat câștigătorii. Spre marele meu regret, numele câștigătorilor nu vor divulga astăzi și aceasta va fi posibil de aflat